Bună, bună, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog astăzi. Vlog în care vom discuta puțin despre gală, ce se va întâmpla în gală, dar și să vă reamintesc anumite lucruri. Mă bucur că v-a plăcut vlogul de dimineață, a fost cu energie, a fost cu de toate. Acum, după ce m-am mai și odihnit, vă dați seama că e și mai multă energie, dar de data aceasta stăm puțin mai calm, așa. Vă doresc în continuare o duminică binecuvântată, dacă ați fost la biserică acolo, eu nu am fost, dar o rugăciune tot am făcut, așa că trecem la discuțiile noastre despre gală și apăsăm pe butonașul de subscribe înainte, pentru că așa este mai bine și merge vlogul mai bine. Hai! Ce se întâmplă în ultima vreme în casă? Se pare că Robi a devenit oaia neagră. Să fi greșit el atât de mult față de prietenul Sebastian sau față de fete, încât să fie oaia neagră, sau pur și simplu, cum fiecare concurent este luat la un moment dat, este tocat de către fiecare, acum să fi devenit Robi ținta, să fi fost rândul lui acum, lucru care eu nu cred că este real, pentru că el era căpetenia, el era șeful, el era cămătarul, el era cel care dicta acolo în partidul lor, în partidul băieților, așa că nu cred că i-a venit lui rândul, ci pur și simplu faptele lui au dus la lucrul acesta și anumite persoane de acolo și-au deschis ochii, dar persoane pe care eu nu le înțeleg. De exemplu, Sebastian, de foarte, foarte multe ori se certa cu Roberta pentru Robi, în toate disputele o jignea pe Roberta și dădea crezare doar lui Robi și doar Roberta era vinovată, doar Roberta le făcea pe toate. Acum se ia de Robi dintr-o dată, de prietenul lui. Ce s-o fi întâmplat oare afară? Cine s-i fi deschis ochii că Robi chiar a avut băiețeală cu prietena lui, cu Roberta? Lucrurile acestea sunt ok afară, lucrurile acestea sunt ok... nu știu, în contextul în care sunteți prieteni de foarte, foarte multă vreme și există o încredere acolo. Dar așa avem exemplul pur și simplu Robi Virginia și Patrick, care este prietenul lui Robi, a intrat în discuții cu Virginia și pun pariu că dacă Robi nu se băga cu acea ceartă, discuțiile dintre cei doi puteau să avanseze. Nu avansau cu siguranță, pentru că Patrick are iubită afară și știm cu toții cum stă treaba, dar ar fi putut să avanseze, dar din cauza lui Robi, nu. Sebastian s-a trezit acum dintr-o dată să lovească în șef, în căpetenie, lucru care mi se pare foarte, foarte ciudat, însă nu cred că partidul lor se va destrăma, pentru că pe Sebastian, cu o băiețeală 2-3 pe la hotel pe acolo, l-a întors și l-a cumpărat imediat. După cum am văzut că Patrick deja ieri încerca să-l îmbuneze pe Robi și făcea discursuri acolo ca să-l scoată la suprafață. Merge mai departe la Giulia, Giulia care era topită, Giulia care făcea o grămadă de materiale cu Robi, care se cerea în fiecare zi la Robi, Giulia care a fost prezentă lângă familia lui Robi și l-a ridicat pe Robi în slăbi, că este un bărbat care are sentimente și ar fi un tată foarte, foarte bun, acum lovește în Robi. Să fie aceasta răzbunarea Giuliei, de unde vin și toate lucrurile acestea. Mai ales că acum este momentul în care doare. Vedem că Roberta, acum că fetele au deschis gura, atât Virginia, care și-a spus părerea despre Robi, cum că acesta, pe lângă faptul că a jignit majoritatea fetelor din casă, s-a băgat și în cupluri cu o băiețeală de asta prietenească, dar o apropiere mai exact. Acum, pe lângă Virginia, și Roberta spune că Robi este cel care a încercat să le distrugă relația prin anumite lucruri și practic acesta este exemplu că prin prietenie a încercat anumite apropieri care nu erau vizibile, pentru că, vezi, vai Doamne, stătea în umbra prieteniei, adică suntem prieteni și ne permitem. Și uite, uite că toate de la cine au apărut, de la cine a pornit, de la omul care era acuzat de către Sebastian. Gagea se pare că a dat tonul la acest adevăr. Gagea se pare că le-a deschis ochii. Gagea!
Acum săraca Roberta a prins și ea mai mult tupeu să spună neplăcerile, să spună ce avea pe suflet, pentru că l-a văzut și pe Sebastian că face la fel. Înainte nu putea să se deschidă prea mult pentru că se certa cu Sebastian din cauza că ea spunea lucrurilor pe nume despre Robi. Însă acum toată lumea se pare că și-a dat frâul liber, Robi este ținta, Robi este oaia neagră și cu siguranță lucrurile se vor calma pentru că căpetenia nu le va permite prea mult. Dacă lui Robi îi permite emisiunea să facă o grămadă de lucruri, să încalce regulamentul și toate astea, nu o să-l intereseze de anumiți concurenți din casă care ridică puțin capul și la un moment dat o să-i pună la respect în sensul că îi va ataca din nou, cum a făcut cu toți la rând, fie că au făcut parte din partidul lui sau fie că au fost pe lângă partid. Mai departe despre gală, vedem că Rebi este foarte speriată într-un anumit fel, sens că Teodora va câștiga din nou cecul și va fi scoasă înapoi în față, deși nu spune lucrul acesta, pentru că am văzut clar că în momentul în care ea și Anthony al ei cu ciorba lor reîncălzită și puturoasă au fost în față, le-au tremurat chiloții și le-a fost frică de eliminare dintr-o dată. Au arătat acolo și au spus că, vai Doamne, mai există sentiment între ei, doar ca stafful să vină cu o altă șmecherie și să-i țină acolo în casă. Însă de data aceasta, în gala de astăzi, poate să stea liniștită pe scaunel, pentru că nu Teodora mai câștigă cecul. Vă reamintesc că Robert câștigă cecul, Robert se întoarce acolo pe tron, lucru care probabil îl va deranja și îl va activa din nou pe Patrick. După cum am văzut și ieri că acesta a încercat să-l atace pe Patrick prin Robi, pentru că, vai Doamne, Robert pune anumite întrebări. Dar la fel face și el și mult mai parșiv și mai pervers decât Robert. Sunt mai parșive întrebările lui Patrick, iar el când trebuie să răspundă ia 5 minute și dă alt răspuns. Și acum, probabil, văzându-l din nou că o să câștige cec, o să-i crească frustrarea și mai mult. Eliminare, din câte bine știu eu, nu vom avea. Poate stafful va face ceva șmecherie acolo, ceva, după cum ne-am obișnuit în ultimele gale, dar nu am nicio informație cu privire la lucrul acesta sau la vreun joculeț de-a stafului. Pur și simplu gală fără eliminare. Așa că, dragilor, cam aceste lucruri le-am avut de spus despre ceea ce am văzut în emisiune, despre ceea ce știm în momentul de față și, bineînțeles, despre ce vom vedea, vom discuta după. Robi se pare că este oaia neagră în momentul de față, multe au pornit și de la Virginia, degeaba el a mers și în club și a încercat să tărâbe acolo pe ea și să-i facă declarații amoroase de dragoste, pentru că pe fată se pare că nu o mai interesează și nu mai dorește să-l vadă în fața ochilor pe acesta. Cam acesta este adevărul. Eu, dragilor, am încheiat vlogul acesta aici, vă pup din suflet, vă îmbrățișez. Înainte să plec să zbor de aici, nu uitați să apăsați pe butonul de like, da, pentru că pe mine mă ajută foarte mult. Nu, like, ăsta e subscribe-ul, hai înapoi, dispar! Like, așa, frumos! Și să-mi lăsați părerea voastră în comentarii despre ceea ce am spus aici, dacă am dreptate. Vă pup din suflet, duminică minunată în continuare, bucurați-vă de acest weekend cât mai este, pentru că de mâine ne întoarcem din nou la treabă. Am și eu mâine treabă cu lemne și mai e ceva pe aici pe acasă, trebuie tăiați doi copaci foarte, foarte mari, așa că voi fi ocupat de bună dimineața. Sper că v-a plăcut și vlogul de dimineață, a fost foarte energic acolo, cu hau, cu miau, cu toate alea. Am încercat să am destul de multă energie și aici, să vă pun și pe voi mișcare și, bineînțeles, toate cele bune în continuare tuturor. Vă pup și am plecat!